Timp, clădirea a fost inițial un conac boieresc, ca apoi a devenit o casă a pompierului prin adăugarea unui turn acestei clădiri. În perioada comunistă până în 1990, aici a funcționat un centru al pionierului cu diferite cluburi, diferite activități, cel de fotografie, arheologie, astrologie. De asemenea, una dintre școlile generale a învățat în această clădire. În 2006, printr-un program cultural al guvernului și cu sprijinul primăriei, această clădire, care este în patrimoniul orașului, a fost recondiționată și la 3 iunie a fost inaugurată. Muzeul prezintă în 4 camere și 2 holuri istoria orașului nostru, începând din epoca pietrei, atunci când au fost descoperite aici la Cernavoda primele semne ale existenței umane, gânditorul și perechea sa, grupul statuar, care astăzi se regăsește la Muzeul de Istorie Națională din București. Tracii fiind de la... Tabula pe Eugeniana, la o scară mai mare, se prezintă drumurile și perete, avem la o scară mai mare, desfășurată, tabula Peutingeriana, o hartă realizată de către geograful Peutinger și reprezintă drumurile și cuceririle romane în secolul III, perioada de maximă expansiune a Imperiului Roman. Pe hartă avem prezentată și cetatea Axiopolisului, Axiopolis, denumirea în antichitate a orașului Cernavoda de astăzi. Axio și polis. Axio însemnând în limba greacă, orașul de lângă apa neagră, polis, cetatea întărită. Capidava, Carsium, Beroie, Trösmit sunt cetățile din nordul Dobrogei. Carieră de piatră, care a fost, bineînțeles, dezafectată în momentul construirii lucrării. Erau 5 încăperi. Într-una dintre aceste încăperi, probabil era altarul. Într-un încăperi vom avea, era reprezentat într-o sculptură, Hercule Saxanus, cel care îi proteja pe lucrătorii în carierele de piatră. Și astăzi sunt anumite discuții despre plasarea în timp a acestei cariere de piatră. Se crede că blocurile de 10-11 tone care erau dislocate, care erau scoase de aici, au fost folosite la construirea cetății Axiopolis. Încă nu ne-au investit la început, când mi-au inaugurat muzeul, îi puteam un cap pe